Recent, Parlamentul României a adoptat o lege prin care angajații Complexului Energetic Oltenia se pot pensiona anticipat cu condiția să aibă minimum 25 de ani de vechime în sistem. Prezent zilele trecute la Giurgiu, Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a declarat că au început demersurile pentru un proiect de lege similar care să vizeze și Complexul Energetic Hunedoara. A fost adoptat o lege care făcea referire la condiții mai favorabile de pensionare pentru minerii de la energetic Oltenia, minerii care lucrează în lignit. A fost adoptat un proiect de lege de Camera Deputaților chiar săptămâna trecută. Trebuie analizate condițiile, comparate și văzut dacă e posibilă susținerea unui astfel de proiect de lege. Sunt niște diferențe. Aici, sigur, trebuie să pronunțe specialiștii cum impactează asupra sănătății și asupra speranței de viață, pentru că în funcție de acești parametri trebuie gândit proiectul de lege. Dacă acest proiect de lege va fi adoptat, atunci energeticienii din cadrul Complexului Energetic Hunedoara ar putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare, minerii având un alt statut. Reamintim că în cadrul Complexului Energetic Hunedoara sunt două termocentrale, la Paroșeni și Mintia, cea din urmă urmând a fi închisă oficial în perioada următoare, aceasta fiind oprită încă din luna martie a acestui an, majoritatea covârșitoare a angajaților de aici depunându-și cereri de disponibilizare.